Bine ne-am regăsit, sunt astrolog Luminița Aristea și în această filmare, așa cum v-am promis în filmarea pentru decada a treia a lunii noiembrie, vă voi face o prezentare generală despre ingresul lui Venus în Scorpion. Este un ingres foarte interesant. Venus va intra în Scorpion data de 21 noiembrie, deci exact când începe această a treia decadă a lunii noiembrie, la ora 15:22. Da? Deci până la 15:22 încă Venus este în domiciliu, da? În balanță și va rămâne aici până în data de 15 noiembrie, la ora 18:22. Da? Și ca să intrăm în această vibrație, da? A Scorpionului, da? Am adus aici, aceasta este mixul de uleiuri, da, pe care l-am folosit la luna nouă în Scorpion, da, și îmi voi da puțin cu puțin ulei din acesta, da, ca să fiu inspirată, da, să fiu miroasă extraordinar și să avem această atmosferă, da, acest aer, da, specific Scorpionului, acest miros, această intimitate, această senzualitate, da, această conexiune foarte, foarte specială cu Scorpionul. Haideți să vedem Venus. Cine este Venus? Venus este planeta iubirii, este planeta frumuseții, este planeta armoniei. Ea guvernează în harta noastră natală, în interiorul nostru. Este cea care guvernează relațiile noastre. În special vorbim despre viața amoroasă, despre iubire și întruchipează tot ceea ce ține de armonie, de colaborare, de cooperare, da? Diplomație în toate formele sale. În fiecare an Venus se mișcă, da? Pe cercul zodiacal, petrece ceva timp în fiecare semn al zodiacului și de fiecare dată când intră într-un semn, ea răspândește acest mesaj de frumusețe, de dragoste, de armonie, de diplomație în funcție, da, de vibrația fiecarei zodii, da? În funcție de polaritate, dacă avem o zodie negativă, o zodie feminină sau o zodie masculină, o zodie pozitivă, în funcție de mod, dacă avem o zodie cardinală sau o zodie fixă sau o zodie mutabilă sau în funcție de element apă, aer, pământ, foc. Acum trecerea aceasta lui Venus prin semnele zodiacului este percepută în mod diferit de fiecare din noi. De ce? Fiindcă fiecare din noi avem o hartă natală, fiecare din noi avem o altă poziționare a lui Venus, deși la nivel general de zodie simțim influență în mare parte cam la fel. Venus știți că nu se îndepărtează foarte mult de Soare, așa încât cel mai des se întâmplă să simțim influența unei zodii nu numai în atitudinea noastră, ci și în sentimentele noastre, în gândurile noastre, în manifestarea noastră. Venus face parte din categoria planetelor rapide și tranzitează un semn în săptămâni sau în luni, în cazul în care retrogradează. Da, am avut retrogradarea lui Venus în Gemeni și a stat acolo ceva, vreo două luni, da? Venus este cea care ne influențează cel mai mult la nivel personal, deci cu Venus putem să lucrăm personal în viața de zi cu zi, fiindcă ea este prezentă, da? Ea este impregnată în structura noastră, în viața de zi cu zi. Însă pentru toți cei care sunt născuți în aceeași zodie sau cu Venus în zodia tranzitată, tranzitul lui Venus într-o anumită zodie are o influență aparte într-un anumit domeniu de viață, în funcție de domeniul de viață, casa astrologică în care este poziționată Venus în tranzit. Înțelegând ce înseamnă atunci când Venus se află într-un anumit semn, ne putem da seama, deci acum așa putem să lucrăm cu Venus, cum să-i valorificăm puterea, cum să consolidăm
prietenia cu ceilalți, relațiile romantice, conexiunile profesionale, deci tot ce ține de zona aceasta relațională, dar indiferent că sunt relații amoroase, relații de iubire, relații cu cei dragi sau relații cu relații profesionale. În concluzie, da, pe termen scurt, Venus este cea care ne influențează la nivel de atitudine, la nivel de emoție, la nivel de intelect, la nivel de sentimente și la nivel de acțiuni propriu-zise. Înainte de a merge mai departe, nu uitați să accesați videoclipurile de pe canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Ristea, și să vă abonați apăsând butonul subscribe pentru a fi la curent cu ultimele noutăți. Vă aștept în comunitatea noastră minunată. Haideți să vedem acum ce înseamnă Venus. Venus în Scorpion, acest tranzit al lui Venus în Scorpion, am zis, între data de 21 noiembrie și 15 decembrie. Da? Deci este un tranzit de aproximativ o lună. Și ce înseamnă în general pentru noi toți? Acum, avem semne zodiacale care beneficiază de ajutor, da? Sunt favorizate, ca să spun așa, atunci când Venus se află în Scorpion și bineînțeles că sunt cele trei zodii de apă, adică Scorpionul, Racul și Peștii, adică aceste semne de apă care comunică pe aceeași lungime de undă cu Scorpionul. Haideți să vedem care sunt semnele care sunt provocate, da? Sunt poate mai tensionate atunci când Venus se află în Scorpion. Sunt semnele care se află pe crucea fixă, și anume Taurul, Vărsătorul și Leul. Deci semne aflate în poziții tensionate cu zodia Scorpion. Ca o privire de ansamblu, când vine vorba despre relații, cu ocazia lui Venus în Scorpion, vom fi mult mai intransigenți. Vom fi mult mai selectivi, da? Deci Scorpionul, știți cum este, totul sau nimic. Deci el este foarte, foarte selectiv din acest punct de vedere. Scorpionul nu se joacă cu cuvintele, cu vorbele în vânt sau cu amuzamentele ieftine, fiindcă nu-i place acest lucru. Când vorbim despre Scorpion, vorbim despre profunzime, da? Vorbim despre totul luat foarte, foarte în serios. Venus în Scorpion, pentru noi toți este o perioadă de a merge foarte adânc, de a săpa foarte adânc, da? Nu numai în relația noastră cu noi, care este cea mai importantă, dar și în relația noastră cu ceilalți. De asemenea, atunci când Venus este în Scorpion, este un moment mai special de pasiune, de conexiune emoțională și da, este această energie sexuală, da, care exultă în toți porii noștri. Deci vom fi mult mai împrenați cu acești feronomi, da? cum se spune, cu această energie care ne dă, ne conectează foarte mult la creativitate și ne conectează efectiv la esența vieții. Din punct de vedere al iubirii, dacă doriți acum să intrați într-o relație cu cineva, să-l cunoașteți la nivel sufletesc, foarte detaliat, acum este momentul. Acum nu este momentul să vă flirtați, să vă jucați, așa, doar să de a face niște lucruri, hai să încerc și eu ceva. Nu este momentul pentru a începe relații de suprafață, pasagere, sau pentru a umple un gol sufletesc, deoarece Venus în Scorpion, atenție, cere totul, vrea totul, și nu se entuziasmează de o relație decât dacă are un potențial foarte, foarte ridicat. Standarde înalte. Deci vorbim Venus în Scorpion egal standarde înalte. Este o poziție extrem de emoționantă, extrem de sensibilă pentru Venus. Este o energie foarte pasională, foarte senzuală, foarte intensă, care distruge taburile, da? Rupe aceste taburi, este foarte intensă, este dusă poate la extrem, dar este de neuitat. Atenție, pe partea cealaltă, tot timpul avem lumină-umbră, da? Atenție la adicțiile destructive, atenție la tendințele de manipulare, în iubire, gelozie, posesivitate, obsesii, care pot strica acest feng shui
al unei iubiri profunde, al unei iubiri foarte speciale. Este momentul unor conexiuni sexuale intense. Experimentați taburile, dați-vă voie să vă exprimați, dați-vă voie să cercetați, dați-vă voie să descoperiți, să explorați foarte adânc la nivel sexual și să înțelegeți ce înseamnă intimitatea în viața voastră, să înțelegeți ce înseamnă apropierea. Este un moment bun pentru a încerca noi opțiuni. Când vorbim despre Venus, nu vorbim numai despre iubire, da? Nu vorbim numai despre relații, despre comunicare, vorbim și despre bani, da? Ceea ce e foarte important, despre carieră, despre finanțe. Nu vă pierdeți focusul pe partea financiară, da? În special, focusul legat de investițiile, banii celorlalți, investiții financiare, noi proiecte de dezvoltare. Aveți flair, aveți imaginație, folosiți-vă intuiția și vă puteți trezi cu noi idei fabuloase. Deci ce să vă spun, e un tranzit foarte interesant, este un tranzit foarte puternic, este un tranzit magnetic, da? Să ne gândim la acel aer magnetic, da? Deci totul este foarte puternic, totul este foarte intens, totul este foarte profund. Haideți să ne bucurăm de acest tranzit și eu am adus pentru zona de iubire, da, fiindcă iubirea este foarte importantă în viața noastră. Voi extrage câte o carte pentru fiecare zodie din acest set Whispers of Love, deci aceste șoapte de iubire, și să vedem fiecare zodie în parte ce mesaj de iubire, de ce șoaptă de iubire primește, da, cu ocazia acestui tranzit a lui Venus în Scorpion. Și haideți să vedem. Pentru prima zodie, sper să nu le încurc, zodia Berbec, deci haideți să vedem mesajul pentru zodia Berbec. Mesajele vor fi afișate, da, vi le voi pune aici. Pentru Berbec, berbecii trebuie să practice compasiune. Deci este important pentru ei ca să vadă lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă, da? Haideți să ne mai uităm aici. Deci fiecare din noi putem să beneficiem dacă privim lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Și este important aici este important să vă puneți și în papuci sau în pantofii celorlalți, astfel încât să înțelegeți ce simt și ei. Da? Ce dorințe au și ei, și atunci când îl priviți pe celălalt, îl abordați pe celălalt cu dragoste, cu compasiune, atunci veți primi și din partea celorlalți, și din partea celuilalt veți primi un răspuns pozitiv. Deci un mesaj foarte, foarte frumos pentru berbeci. Deci practicați compasiune, deci priviți lucrurile și din altă perspectivă. Următoarea zodie pentru zodia Taur, deci mesajul pentru zodia Taur este cere ajutor, deci dragi Tauri, fiți atenți, nu vă deziluzionați și vedeți de ce aveți nevoie, da? Ce nevoie aveți acum și fiți deschiși, da? Fiți deschiși ca să vă permiteți să primiți suportul de care aveți nevoie, da? Fiindcă puteți să primiți acest lucru, dați drumul fricilor, dați drumul mândriei voastre, încăpățânării poate, profitați de suportul, profitați de sprijinul celorlalți în această perioadă, mai ales că Taurul, știți cum e, Taurul este în opoziție cu Scorpionul și atunci este foarte important să aibă loc această chimie, da? Această chimie între a primi și a dărui. Mai departe, zodia Gemeni, mesajul pentru zodia Gemeni. Dragi gemeni, voi trebuie să demonstrați iubire, să găsiți ceea ce este important pentru voi acum și efectiv să le demonstrați celor din
de aproape, din jurul vostru, să-i ascultați, să-i ascultați cu multă iubire, să îi ajutați, să fiți atenți, să fiți atenți la ce vă spun ceilalți, astfel încât să îi înțelegeți mult mai bine. Deci demonstrați iubire, dar fiți deschiși, fiți deschiși la multă iubire față de ceilalți. Următoarea zodie, zodia Rac. Haideți să vedem racii, ce mesaj primim pentru raci. Racii, avem pentru raci, avem această atingere fizică, deci pentru raci este foarte important acum această atingere, da, să efectiv să se conecteze, să se conecteze cu ceilalți. Și pentru noi oamenii, știți foarte bine că această conexiune directă, această atingere, da, și faptul că ne uităm ochi în ochi este foarte, foarte important, să ne ținem de mână, să ne îmbrățișăm, să fim apropiați, de să fim în această stare de conectare fizică. Deci, dragi rași, vă ajută foarte mult în relații această stare de conectare fizică. Următoarea zodie, următorul mesaj pentru zodia Leu. Mesajul pentru zodia Leu. Și leii trebuie să vorbească limbajul iubirii, da? E vorba de cuvinte frumoase, cuvinte de iubire, care au posibilitatea pentru lei să le schimbe, să le schimbe viața acum. E vorba de o atitudine pozitivă care poate să aducă mult mai multă iubire. Permiteți-vă să exprimați prin ceea ce vorbiți, prin ceea ce spuneți, foarte multă pozitivitate. Fiți conștient de limbajele, de limbajul de iubire pe care îl folosești, pe care îl folosiți în relația cu cei dragi, și tot ceea ce faceți, dacă vorbiți în acest limbaj al iubirii, vă veți conecta cu ceilalți cu foarte multă iubire. Următoarea zodie, zodia Fecioară. Mesajul pentru zodia Fecioară, să luați o șansă în iubire. Efectiv, să aveți curajul, da, vedeți aici este o barcă în care plecați într-o călătorie, da, plecați într-o călătorie cu cineva, puteți să începeți o nouă iubire, deci aveți curajul, da, să puteți să vă dați fricile la o parte și să vă conectați, dacă găsiți o persoană iubită, astfel încât să puteți să începeți o nouă călătorie în iubire. Foarte frumoasă carte pentru Fecioare. Următoarea zodie, haideți să vedem, zodia Balanță. Da. Vorbim despre Venus, nu? Și haideți să vedem. Balanțele, mesajul pentru balanțe este să se focalizeze pe iubire. Deci nici nu știu dacă balanțele se pot focaliza pe altceva. Să se uite la cele mai bune atribute ale persoanelor din viața voastră, uitați-vă la ei, gândiți-vă la tot ceea ce este pozitiv în relația pe care o aveți cu persoanele din viața voastră și focusați-vă, concentrați-vă pe iubire, care vă va ajuta să schimbați lucruri, vă va ajuta să vindecați lucrurile negative care poate v-au afectat. Deci, dragi balanțe, focusați-vă pe iubire. Deci iubirea este pe locul întâi. Și haideți să vedem scorpionii. Cred că ați așteptat deja. Da, deci vorbim despre Venus în scorpion. Haideți să vedem scorpionii. Ce mesaj de iubire primesc cu ocazia acestui tranzit. Să apreciați acest moment. Cred că este extraordinar această carte, fiindcă fiecare situație, da, fiecare situație, dragi scorpioni, este o oportunitate de a crește, o oportunitate de a găsi iubire. Câteodată sunt
momente în care se schimbă, apar provocări în viața voastră și poate credeți că aceste provocări nu au sens, dar este important să primiți aceste provocări cu brațele deschise și să cereți îngerilor ca să vă arate ce este mai important pentru voi. Acest lucru îl faceți în primul rând voi prin conectarea la energia voastră și prin aprecierea fiecărui moment din prezent. O carte superbă pentru voi, dragi scorpioni. Următoarea zodie, zodia Săgetător. Săgetătorii, acțiunile vorbesc încet, adică să vă manifestați iubirea prin ceea ce faceți, da? Deci să nu... Este foarte important să nu vorbiți poate foarte, foarte mult cu partenerul, ci să-i arătați efectiv prin ceea ce faceți, da? Și să puneți nevoile partenerului vostru, să le puneți alături de nevoile voastre. Și este important să vă arătați, da, prin acțiunile pe care le faceți, să vă arătați această dorință de a îmbrățișa, vedeți, această femeie, de a îmbrățișa iubirea și în același timp de a dărui iubire celorlalți. Următoarea zodie, zodia Capricorn. Mesajul pentru zodia Capricorn. Ce interesant, am primit câte un mesaj pentru fiecare zodie. Capricornii, dragostea face diferență! Da, dragi capricornii, dragostea ne ajută să vindecăm rănile trecutului și ne dă acel sens de securitate. Voi sunteți foarte conectați cu zona aceasta de securitate, de importanță și de valoare de sine. Da, deci dragostea este cea care face diferență, dragostea este puternică, dragostea suportă foarte multe. Dacă ai încredere, dacă aveți încredere în iubire, nimic nu vă va afecta și dacă aveți provocări, da, legate de iubire, atunci este foarte important să permiteți inimii voastre să rămână deschisă, să rămână deschisă pentru iubire. Următoarea zodie, zodia Vărsător, mesajul pentru zodia Vărsător. Mesajul pentru zodia Vărsător, din nou să se focalizeze și vărsătorii tot pe iubire, da, am mai avut această carte. Și uitați-vă, deci așa cum am spus, uitați-vă la cele mai bune atribute din cealaltă persoană, partenerul vostru. Este foarte ușor să vezi lucrurile negative, dar este cel mai ușor să te focalizezi pe ce este frumos, pe ce este bun. Focalizați-vă pe iubire și atunci veți putea să vindecați toate aceste lucruri, poate care vă mai deranjează sau lucruri care sunt mai negative, deoarece vă schimbați perspectiva voastră și în același timp schimbați și perspectiva partenerului. Și mesajul pentru pești, ultima zodie, dar nu cei din urmă, peștișorii. Mesajul pentru peștișori, Whispers of Love, este să faceți simple, să arătați simple acte de blândețe, da? Un act simplu de blândețe, vedeți aici, poate să vă energizeze și poate să vă aducă simplitate, da? Simplitate. Aici intervine acel principiu universal al peștilor, da? Peștii care se pun la dispoziția celorlalți și care prin fapte foarte, foarte mici, da? Dăruiesc foarte multă sensibilitate, dăruiesc foarte multă empatie celorlalți și este momentul acum, dragi pești, să dăruiți bunătate și să aduceți mult mai multă iubire în această lume. Deci niște cărți superbe, niște mesaje foarte frumoase pentru fiecare zodie. Haideți să profităm de acest tranzit al lui Venus în Scorpion. Cei care au Venus în Scorpion în harta natală, chiar aștept comentarii cum v-ați simțit cu ocazia acestui tranzit, 21 noiembrie, 15 decembrie. Și ceilalți, da, unde aveți Scorpionul, vă uitați-vă în harta natală, da, unde aveți zodia Scorpion, ce domeniu de viață vă tranzitează
această Venus în Scorpion? Cum vă influențează relațiile voastre? Cum vă influențează zona amoroasă? Cum vă influențează zona aceasta de bani, da? De tot ceea ce ține, în primul rând, de valoarea voastră personală? Este o temă interesantă, așa încât aștept comentariile voastre. Noi ne revedem pe pagina mea de internet, lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook, Astrolog Luminița Aristea, și aici pe canalul de YouTube, Astrolog Luminița Aristea, unde, dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră, apăsați butonul subscribe și sunteți aici alături de noi. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!